În această dimineață, polițiștii au efectuat 9 percheziții domiciliare pe raza orașului Ștefănești la locuințele unor persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt din societăți comerciale. Polițiștii au identificat mai multe bunuri, printre care telefoane mobile, biciclete, o drujbă și anvelope cărora nu le s-a putut stabili proveniența. Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada martie-iulie 2014, persoanele percheziționate ar fi sustras mai multe bunuri din societăți comerciale aflate pe raza municipiului Pitești, orașului Ștefănești și comunei Bradu. Două persoane au fost conduse pentru audieri la sediul poliției municipiului Pitești. Cercetările continuă pentru stabilirea și probarea întregii activități infracționale.